Salutare, salutare, dragii mei, astăzi avem un plan, Police Simulator, știți bine juculețul, am început o serie cu el, astăzi a venit, hai să spunem cu o informație, dacă vă uitați atenție, în partea de jos avem o versiune beta instalată, asta până pe data de 13 luna aceasta, pentru că va veni un super update. Da, hai să vă spun despre ce este vorba. Așadar, vom avea câteva noutăți. Spune că și un district nou, un cartier nou. Mai văd acolo un calculator de bord în mașină și bineînțeles și o mașină de poliție nouă și nu mai spunem de bug fixurile care știu eu mai sunt prin joculeț, deși s-a făcut un update iarăși în un hot fix pe data de 26 iunie. Sincer să fiu, Chiar sunt curios. Bine, aici scrie că s-au făcut modificări și la sistemul de a checui ID-ul, buletinul, da? Așa, plăcuțele de matriculare și așa mai departe și chiar asigurarea, văd. Sunt mai multe schimbări, dar nu vreau să intru prea mult în detalii acum. Am vrut doar să vă anunț, să știți că se ocupă băieții ăștia, deși e un joc Early Access, se ocupă de el și chiar își dau tot interesul să îl pună pe picioare, ca să spun așa. Deci, pe lângă faptul că vin update-uri destul de frecvent, uite că avem parte și de un, hai să spunem, un mini DLC, da? Pentru că sunt sigur că va fi gratuit acest update, ceea ce e ca lumea. Aveți posibilitatea până pe data de 13, deși nu mai durează mult până iese oficial pe Steam acest update, aveți posibilitatea totuși să intrați în proprietățile jocului de pe Steam și să selectați beta și automat veți fi și voi posesorii noului update beta, țineți cont aici, versiunii beta, ceea ce face că practic sunteți niște testări până la versiunea stabilă. Bun, cam atât despre noutăți. Hai să vedem ce facem noi astăzi, pentru că da, trebuie să continuăm. Suntem la început de drum, cum se spune, avem 5 stele din 32, deci mai avem mult de mâncat. Astăzi, normal, noi ar trebui să intrăm în posesia unei mașini de poliție, să vedem cu ce să mănâncă, dacă, într-adevăr, reușim să facem ceva cu ea. Așadar, hai să vedem. Ok, new shift is available. Ok, o nouă zi, bun, am înțeles ideea. Deci să înțeleg că nu avem parte de noul district. Da, oricum, chiar și așa. Bun, hai să vedem. Noi trebuie să selectăm acum o zonă unde vrem să activăm. Mergem pe varianta asta, mergem pe asta. Hai să vedem. Sunt curios cum e treaba cu mașina, adică report speeders with the radar gun. Ok, deci trebuie să raportăm vitezomani. O facem fără probleme, doar că, bună colega, doar că aș fi vrut să văd care e faza cu mașina, nu? Avem mașină sau nu avem mașină? Where is the car, my friend? Where is the car? Bă, nu știu unde e mașina.
Dar de ce chiar nu avem mașină? Ceva nu e ok. Știe cineva de ce nu am mașină? Ar fi trebuit să am mașină de poliție. Și? Ok, hai să acceptăm. E o ochelaristă. Să vedem unde. Oho, avem de mers. Curios este unde e mașina de poliție. Asta nu știu. Hai să vedem ce facem cu cazul ăsta. Am trecut pe roșu. Hai că am început bine. Ideea este că... cred că trebuie să mai avem level up. Nu știu, stau și eu și mă gândesc, nu știu exact care e faza. I've arrived in the area. I'll start looking for the suspect. Sunt acolo. Păi și unde o găsesc pe Pizzi? Ar trebui să mai merg. E roșu, Dorele. Așteaptă mâncația și talentul tău. Mamă, dar cât ține semaforul ăsta, mă, mâncavaș. Hop! Accident! Nice. De față cu mine aici, am treaba acum, că altfel vă rezolvam eu. Vă armoacă de risc cu accidentele voastre. Bă, dar ce la s-au bușit ăștia, mă? Tare. Nu? Ok. Hai să trecem. Babe! Nu e ea. A, iar e roșu. Nu e ea. Nu e ea. O opream degeaba. O luam în freză. Avem pistolul aici. Cameră. Police computer. De ce avem acces acum la el? A, e mapa, mă. Ok, hai să vedem unde găsim fetița asta. Ne mai uităm o dată, e bine. Bun. Totuși ar trebui să fie pe aici, prin zona asta. Roșu. Nu e ea. Nu e ea, nu e ea. Iar am trecut pe roșu? Da, cred că iar am trecut pe roșu. Hop, tu ești! Stai pe loc! Stai BPD, pe loc! Stop! BPD, stop! Stai pe loc, ți-am zis. Stai pe loc, fiți armoaca de râs. Treci. Treci pe trotuar. Uite, fii atent că ne arată acum. Deci, you can open your police computer to perform background checks. Așa, să fac verificări. Bun. Have a nice day.
Goodbye. Nu, 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 nu. I-a zis la revedere. Stai pe loc, vine cu acea. Pătucă, stai pe loc. Stai un pic, avem de treabă, stai. Hai să facem... să scoatem calculatorul. De fapt, ce le mai deu? Ia să vedem. Bennett, here you go, Hazel. Officer. Tu ești Bennett, sigur. Bennett, a mea ești. Bun. Îi dăm înapoi permisul. Și acum ar trebui să facem... stai un pic, stai un pic, fătucă. Stai că nu e... Stai așa, stai, 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 stai. Stai bă, că până mă învăț cu... Bă, o am aici, ești nebun. Stai așa că o... Vreau întâi să o... Să o caut un pic prin buzunare. Păi mama ei câtă pușcăraie face asta. Pocketbook, uite, are și... Bă, fratele meleu. Dar tu ești șmecheră tare, fă. Ia stai așa un pic. Nu, 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 nu. Vreau să văd calculatorul, văd că nu-l mai pot... acum nu-l mai pot activa. Aș vrea să activez calculatorul. Wanted, match description. Ah, uite, vezi că acum mai am o opțiune. I stopped you because you match a description. I was on my way to the police station to turn myself in. Ia auză, ce șmechere. Ce tare ești tu. Nu am încredere, scuză-mă pe mine. Ce tare, ia auzi. Ia să vedem că uite și asta e șmecheră. Fake insurance, open warrant. Dar totuși I have to arrest you for having an open warrant. Ia-o-s. Please don't do that. Cum să nu fac asta dacă am mandat pentru tine? Cum să nu fac asta? Ba chiar am să fac asta și acum pot să activez și calculatorul, să vedem dacă pot să ia, stai așa. Ia uite, ia uite, uite. Ești născută în 95, ești și tânără. Bravo. N-ai voie cu pe armă, da? Și deschis. A, nu e deschis, aoleu. Aoleu. Am gafat-o. Open warrant, nu era. O iau frezătura asta. Fii atent pentru ce e ea căutată. Pentru cocaină, posesie de cocaină, parcare expirată, ok, parcare în, într-o zonă, intrare de urgență, selling narcotics, fii atent că e și vânzătoare, e, bă, băiatule, bă. Și a primit și verbal warning. Bă, asta îmi place. E o chestie faină asta. Vă spun sincer, e chiar mișto de tot. Nu are o mașină înregistrată pe numele ei. Wow. Super. Iar aici ce e ghidul. Ah, ok, am înțeles. Am înțeles. Dacă tot suntem aici, că vorba aia... Ia să vedem, patrol officer, pa, 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 că nu știu care e faza cu mașina, de ce nu mi-a dat-o. Nu știu, o să mai cercetăm. O să mai cercetăm. Deci, cu fătuca am rezolvat problema. Trebuie doar să chemăm, să chemăm băiatul să o ia. Da. Vine, adică asta zic. I need some backup here to take a suspect into custody. Stăm aici pe noi. Bă, frate, bă, ce am gafat-o, mă, nu trebuia să-i dau pentru, dar... Da, n-am înțeles nicio bine.
Uite, văd că avem lume nouă pe aici. A, uite că a venit și dubițarul nostru. Hă, unde duci? Asta zic. Aici e. Suspect into custody. Please, do not resist and come with me to the patrol car. Dar oare ce o să facă? I have to. Corect. Ia uite, bă, a trecut prin tine, e fantoma asta, bă. Hai, fătucă. Pa, pa. Bă, să iei armele, bă. There's a situation that needs taking care of. Anybody available? Manager minor accident. I'm currently busy with another issue. Am treabă, mă duc să beau o cafea. Eu nu știu de ce nu mă lasă cu mașina de poliție și tu vrei să mă trimiți să fac cazuri. Păi să poate așa ceva. Aveam paleta aia. Pot să fac ceva cu paleta asta. Ia, stai așa să mă uit o dată. It's no tool, it's very connected, focus mode. Am înțeles. Deci, te uiți la mașină, cam așa merge treaba. Stai așa să facă verde, să trecem în partea înaltă. Ia să vedem dacă știm ce să facem. A, dracu, acum nu trece nicio mașină, bă, frate. Hello? Stop police. Don't move, my friend. Stop police. Ce tare. Ia. Veniți, bă, unul coace. Nu vine, bă, niciunul. Stai așa că-l opresc pe ăsta. Hai, bă, treci. Așa. Ce faci? Dai peste mine? Aia zic. Hai, facem o verificare. Bravo, Dorele, prima mașină care opresc. Ce tare! Ei, ce faci, mă? Ia să verificăm numărul. Numere expirate, bosule, dar ce te-am agățat? Ia uite, mă, care număr expira, mă. Ei, ești de bun. Ia. Bă, băiatule, bă. Ia dă să vedem noi care-i treaba cu tine. Stai așa întâi. Vreau să mă uit întâi. Stai că nu știu cum să fac acum. N-am mai făcut opțiuni din astea, n-am mai... Ok, expire license plate. I stopped you because your license plate is expired. Așa. Aici are you sure, officer? E beta, până la urmă. Yeah, I'm sure, my friend. Ia, dă-mi încoace ID-ul și if available, proof of insurance, please. Bă, dar ce bug acolo, bă. Păcat. Ia uite că are voie cu armă asta. Ok. E valid license-ul. Hai să vedem cu asigurarea, bineînțeles. E expirată. Deci îmi pare rău pentru tine, domnule. Asigurare expirată, ITP nevalid sau numele de matriculare, hai să spunem expirate. Deci așa să te rezolv. Car expirat. Da, aici îl informez, nu? Ba nu, îi dau tichetul. Here's a ticket for having an expired license plate. That should be between $50 and $250. Ce te-am mars. Oh, come on. That's so much money. Stai că trebuie să-ți mai dau una. Stai. Mai am una pentru tine, boss. Ia uite. I have to issue you a ticket because you don't have valid insurance. Mamă, dar ce diți ai, drace. That's so much money. Stai că dacă mă gândesc bine, s-ar putea să-ți mai dau una. Ia ieși tu afară un pic din vehicul. Please să facem step out of the vehicle and walk to the sidewalk. Ia să vedem. Hai. Asta zic. Te rog frumos, vino cu ace.
normal ar trebui să iau și mașina, nu? Pentru că are numele expirate, nu are ITP, nu? Zic, cred eu. Ia hai să facem o percheziție la domnul. Bă, dar ce l-am oprit, mă? Știți că am mai încercat o dată și nu mergea. Ce ai la tine? Boss! Stop! Stop! Oh, fugi după el! Fugi, 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 nu mai am. Shit, trebuie să scot arma. Nu mai am, bă, arma. Nu te cred! Ce faci, mă? Hai, fugi, 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 fugi. Stop! This is patrol 4562. I'll search trebuia for the suspect. Trebuia să strig la el prima dată, nu să trag în el. What the fuck? Bă, devine din ce în ce mai interesat jocul ăsta. Deci... Da. Bă, dar ce praf am fost. Cum poți să nu-mi treacă prin cap întâi să-l somnuez, bă, frate? Oh, hai că a fost fun. Bă, n-am avut parte de episod cu mașină. O să mai cercetez chestia asta cu mașina. Dar, în schimb, am avut parte de niște chestii interesante. Ne întâlnim, dragii mei, data viitoare. Vă mulțumesc din suflet că ați rămas alături de mine. Nu uitați de like, nu uitați de share, pentru că e foarte important pentru canalul meu. Și, bineînțeles, să vă abonați. Eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei. Până data viitoare, vă salut cu respect.